Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem la închinare și în seara aceasta și vreau să citesc în seara aceasta doar un jumătate de verset din epistola pe care Pavel o scrie Corintenilor, a doua sa epistolă din capitolul 13, 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, prima parte a versetului 5. Unde Pavel îi îndeamnă pe credincioșii din Corint și ne spune și nouă: pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, încercați-vă. Amin. În Psalmul 46, fiii lui Core, în versetul 10, inspirați de Duhul Sfânt, scrie: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Este nevoie uneori, frați și sorori, așa cum ne cere Dumnezeu, să ne oprim. Să ne oprim și să facem analiză, să analizăm viața noastră, să analizăm cum trăim. Este nevoie chiar și în cele materiale uneori. Să ne oprim, să facem planuri, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău, să ne oprim, să plănuim ce vrem să facem, dar este bine și în cele spirituale. Dumnezeu spune: opriți-vă. În fiecare zi trebuie să trăiți după voia mea, dar din când în când este nevoie de o oprire efectivă, o oprire ca să stai și să te gândești la ceea ce spune Dumnezeu aici. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste pământ, eu stăpânesc peste toate, eu stăpânesc peste viața voastră, eu fac cu voi așa cum spune psalmistul, Dumnezeu este în cer și face ce vrea. De aceea e nevoie să ne oprim uneori. Iar apostolul Pavel aici spune: pe voi înșivă. Pe voi înșivă, încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. În seara aceasta aș vrea să fie așa un fel de test, ca să spun așa, să stăm și să ne analizăm ce fel de credință avem. Ne uităm la oamenii din jurul nostru, în familie, în biserică, la lucru, pe stradă, la vecini și vrând nevrând judecăm. Judecăm nu neapărat în sensul rău. Vedem comportarea oamenilor, cum trăiesc și spunem despre unii: domnule, ce credincios e omul ăsta, ce drept e omul ăsta, ce bun e omul ăsta, ce deștept e omul ăsta. Avem tot dreptul să facem asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă voie să facem asta. Dar noi judecăm doar ceea ce vedem. Noi nu vedem inima, Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. Și s-ar putea să spunem despre un om: domnule, ce drept e omul ăsta. Văzând un singur act de dreptate pe care omul respectiv l-a făcut și în restul vieții lui poate a făcut doar nedreptăți. Dar noi am văzut acel act de dreptate pe care l-a făcut și din punctul nostru de vedere, văzând acel act, spunem despre omul acela că este un om drept. Dar în realitate el nu este un om drept, Dumnezeu îl cunoaște. Și știe că nu este un om drept. Sigur că ne dorim să se vorbească despre noi, de bine. Să avem, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, un nume bun. Solomon în Proverbe, în capitolul 22, spune că un nume bun este mai de dorit decât multe bogății. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: de ce ne dorim un nume bun? De ce vrem să se vorbească bine despre noi? Domnul Iisus, în predica de pe munte, capitolul 5, versetul 16, spune: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, să vadă că trăiți frumos, să vorbească de bine despre voi, să aveți un nume bun și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. De ce ne dorim să se vorbească bine despre noi? De multe ori nu dăm importanță lucrului acestuia.
Și vrem să se vorbească bine despre noi pentru că ne simțim bine. Dom'le, când se spune despre mine că sunt un om bun, mă simt bine. Când se spune despre mine că sunt un om nu știu cum, mă simt bine. Lucruri pozitive. Fără să mă gândesc că, de fapt, acest lucru nu trebuie să mi se atribuie mie, ci faptul că cineva vorbește despre mine de bine este pentru a da slavă lui Dumnezeu. Adică eu prin viața mea, prin trăirea mea, prin faptul că îl determin pe cel ce vorbește despre mine să mă vorbească de bine, prin aceasta eu și el îl slăvim pe Dumnezeu. Pe noi înșine, spune Pavel, să ne încercăm, să vedem dacă suntem în credință. Nu pe alții. Nu cunoaștem inima fiecăruia dintre noi. Fiecare se cunoaște pe sine și Dumnezeu ne cunoaște mai bine pe fiecare. Putem să facem comparații între noi, putem să spunem despre unul că e mai pocăit decât altul, că e mai bun decât altul, că e mai darnic decât altul, sigur, așa cum am spus, uitându-ne strict la faptele pe care le facem. Dar Dumnezeu, în seara aceasta, prin Pavel, ne spune: stați fiecare dintre voi, opriți-vă, să știți că există un Dumnezeu care vă cunoaște și cercetați-vă fiecare pe voi înșivă. Să vedeți, sunteți în credință? Ce fel de credință aveți? Sigur că cunoașteți ceea ce spune Iacov în capitolul 2 despre credință. N-am să citesc versetele din Iacov 2 de la 14 în jos, ci am să citesc concluzia pe care o trage Iacov când vorbește despre credința care este însoțită de fapte sau credința care este fără fapte, acea credință moartă și acea credință mântuitoare. În versetul 26 Iacov trage concluzia și spune așa: după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Există o credință moartă. În interiorul textului, la un moment dat, Iacov spune: tu spui că Dumnezeu este unul și bine faci. Ai înțeles la nivelul minții că Dumnezeu este unul. Dar spune Iacov, lucrul ăsta îl cred și dracii. Și încă ei știu mai bine decât tine că Dumnezeu este unul. Dar și dracii cred asta și se înfioară. Asta nu e o credință care te mântuie. Că ești conștient la nivelul minții că există un singur Dumnezeu. De aceea stați și cercetați-vă și vedeți dacă sunteți în credință. Seara aceasta vreau să aduc în fața dumneavoastră câteva lucruri care nici nu certifică, nici nu confirmă că ești credincios, dar nici nu infirmă. Lucrurile acestea sunt de dorit în viața unui credincios, dar nu neapărat dovedesc că omul acela este credincios. Și apoi să ne uităm la câteva lucruri care confirmă dacă se găsesc în viața unui om că omul acela este credincios. Deci, primul lucru care nici nu confirmă, dar nici nu infirmă faptul că un om este credincios, este moralitatea. Ar trebui fiecare dintre noi să stăm și să ne cercetăm, așa cum Pavel a spus în cuvântul pe care l-a adresat corintenilor. Să stăm să ne cercetăm, să vedem. Dom'le, sunt un om moral, e bine să fiu un om moral, dar dacă sunt un om moral, nu înseamnă neapărat că am acea credință mântuitoare. Fariseii erau niște oameni foarte morali. Ne uităm în Marcu, în capitolul 10, la tânărul bogat, care a venit la Domnul Iisus Hristos. Și îl întreabă pe Domnul: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, Marcu 10, versetul 19, cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.
El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Omul acesta era moral. Toate lucrurile astea, spune, le-am păzit cu grijă, încă din tinerețea mea. Dar Domnul Hristos îl cunoștea. Dacă ne-am fi uitat noi, vreunul dintre noi, la un astfel de tânăr, ce-am fi spus despre tânărul acesta? Domnule, îi un pocăit, jos pălăria. Cinstește pe taică sau pe maică sa, nu ucide, nu fură, nu face mărturie mincinoasă, vine la biserică și așa mai departe. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: îți lipsește un lucru, du-te de bine de tot ce ai de la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Fantastic! Te uiți la un om și, așa cum ziceam, tot ceea ce face în exterior îl arată ca un om foarte moral, foarte bun. Dar uitați-vă omul acesta. Domnul i-a spus: vinde tot ce ai, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Și a plecat foarte, foarte supărat. Pentru că inima lui, pe care Dumnezeu o cunoștea, inima lui era lipită de bogățiile pe care le avea. Nu putea să se despartă de ele. Domnul Hristos nu i-a spus să trăiască în sărăcie. I-a spus: vino și urmează-mă. Și cei care îl urmează pe Hristos, întotdeauna vor avea o bucată de pâine pe masă. Niciodată nu vor fi părăsiți. Chiar dacă încercarea vine, chiar dacă problemele vin, chiar dacă necazul vine, tot ceea ce lucrează Dumnezeu în cei care îl iubesc pe El este spre binele lor. Cunoștința intelectuală este de dorit în viața unui mântuit, dar nu este un semn că ești mântuit. Poți cunoaște foarte multe lucruri despre Dumnezeu, dar să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Neprihănitul Lot, Iov, pardon, știți prin ce probleme a trecut, prin ce necazuri a trecut și la sfârșitul încercării, în capitolul 42, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Lot a spus, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iov auzise despre Dumnezeu. Cunoștința intelectuală, unii oameni o au la un nivel foarte ridicat. Cunosc multe despre Dumnezeu. Îmi aduc aminte de un pastor baptist pe care mai de mult l-am auzit spunând că a fost o vreme secretarul tineretului utecist, nu știu, pe țară sau în fine, și atunci a învățat Biblia pe de rost, pur și simplu a învățat Biblia pe de rost, tocmai în ideea de a avea cunoștință intelectuală să poată să o combată. Cunoștință intelectuală au foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni cunosc foarte multe despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Această cunoștință intelectuală la nivel de intelect este de dorit și în viața copiilor lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, să locuiască din belșug în voi. Este de dorit să cunoaștem, dar nu este neapărat un semn că acel om care cunoaște Biblia pe de rost este un om mântuit. Apoi, religiozitatea. Foarte mulți oameni sunt foarte religioși pe din afară. Sunt unii oameni, frați și surori, poate știți mai bine ca mine,
Eu sincer vă spun, înainte de a mă pocăi, nu mergeam la biserică, nu, poate mulți ați trecut printr-o astfel de situație. Mergeam la biserică, la Paști, la Crăciun și atât. Și poate cunoașteți mai bine decât mine oameni care se duc, nu știu, la catolici sau unde se duc, poate în fiecare zi și intră în biserică să aprindă o lumânare sau să se închine în fața unei icoane sau așa mai departe. Sunt foarte mulți oameni religioși, dar lucrul acesta nu înseamnă că oamenii aceștia sunt mântuiți. În Tit, în capitolul 1, vorbind despre astfel de oameni, Pavel spune în versetul 16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Sunt foarte religioși, se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, că sunt credincioși, că sunt creștini și așa mai departe, dar Scriptura spune despre astfel de oameni că îl tăgăduiesc cu faptele. Faptul că ești foarte religios și te duci în fiecare duminică la biserică sau în fiecare zi te duci să aprinzi o lumânare sau să faci alte lucruri, să dai bani sau știu eu. Există un personaj celebru în România care apare pe la televizor, care într-adevăr a făcut multe fapte bune. A zidit case sinistraților, multe, și a dat bani mulți, la mulți. Dar nu e un semn că omul acesta este mântuit. Apoi slujirea. Slujirea îi de dorit pentru un copil al lui Dumnezeu. Este de dorit ca un copil al Domnului să-L slujească pe Dumnezeu și să-I slujească pe frați și pe cei din jurul lui. Dar slujirea nu este un semn obligatoriu că omul acesta este mântuit. În Numeri, în capitolul 24, ni se descrie acea întâmplare când Balac, împăratul Moabului, îl cheamă pe Balaam să blasteme pe poporul Israel. Omul acesta spune acolo că era prorocul Domnului, îl sluja pe Dumnezeu. Și totuși slujirea lui n-a fost după voia lui Dumnezeu. Și în Apocalipsa, în capitolul 2, când Domnul Iisus reproșează ceva bisericii din Pergam, spune în versetul 14, dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Iată ce a făcut omul acesta, crezând că îl slujește pe Dumnezeu. A fost de fapt o piatră de potignire. I-a învățat pe moabiți să-i atragă pe israeliți la sărbătorile lor și au murit mii de oameni atunci, uciși de Dumnezeu pentru păcatul acesta. Deci, slujirea nu este neapărat un semn că omul care slujește și care zice că îl slujește pe Dumnezeu este mântuit. Aduceți-vă aminte de Saul, înainte de convertire, înainte de a deveni apostolul Pavel. Avea o râvnă extraordinară. Credea că îl slujește pe Dumnezeu și totuși slujirea lui nu era după voia lui Dumnezeu. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, în ziua de astăzi. Câți slujitori nu se ridică în numele Domnului spunând că îl slujesc pe Dumnezeu, dar îl slujesc pe Dumnezeu, adică se slujesc pe ei înșiși de fapt, crezând și spunând că îl slujesc pe Dumnezeu. Pentru că din moment ce îl slujești pe Dumnezeu după regulile tale impuse de tine, asta nu mai înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu trebuie să se facă după regulile și după legea lui Dumnezeu. Nu după cum gândim fiecare dintre noi. Apoi conștiința păcatului.
foarte mulți oameni, dacă cred că 100% dintre oameni, dacă îi întrebi, domnule, ești păcătos? O să-ți răspundă da, sunt păcătos. Și știind și mai departe că plata păcatului este moartea, știind că salvarea din păcat nu poate fi decât prin jertfa Domnului Hristos, totuși oamenii refuză mântuirea. Conștiința păcatului, faptul că oamenii realizează că sunt păcătoși și mărturisesc și recunosc că sunt păcătoși, nu este un semn că omul acela este mântuit. În Fapte, în capitolul 24, ni se vorbește despre Felix când s-a întâlnit cu apostolul Pavel. Și spune în 24:24, după câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. Au chemat pe Pavel și l-au ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, i-a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Și n-a mai avut niciun prilej. A fost ultimul prilej pe care l-a avut. Să stea de vorbă cu Pavel, să-i vorbească despre mântuirea în jertfa Domnului Hristos. Foarte explicit este versetul 25. Spune că Pavel vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Și Felix îngrozit, i-a zis. De ce era Felix îngrozit? Pentru că tocmai neprihănirea lipsea din viața lui, înfrânarea lipsea din viața lui, știa că va fi judecat, știa că există un Dumnezeu și că va fi judecat, tocmai pentru că conștientiza că este un păcătos pierdut, era îngrozit când Pavel îi vorbea despre lucrurile acestea. Și totuși îi spune, gata, gata, ajunge. Ajunge, nu mai vorbi despre, lasă că despre astea o să vorbim data viitoare. Și data viitoare n-a mai venit. Lucrurile acestea, deci, faptul că un om este moral, faptul că cunoaște intelectual despre Dumnezeu, faptul că este religios, faptul că slujește după metodele lui și faptul că este conștient că este păcătos, sunt lucruri care, așa cum am spus despre fiecare, sunt de dorit în viața unui credincios, dar nu sunt lucruri care dovedesc că acel om care le are este mântuit. Acum, haideți să ne uităm un pic la câteva lucruri care confirmă acea credință mântuitoare. Faptul că într-adevăr ești mântuit. Dacă lucrurile acestea, pe lângă cele care le-am enumerat, dacă următoarele lucruri se găsesc în viața noastră, încă o dată spun, trebuie fiecare să stăm dintre noi, fiecare dintre noi trebuie să stăm și să ne gândim. Dom'le, sunt moral, îs moral, îs cunosc, îs conștient de păcat, îl slujesc pe Dumnezeu. Să vedem, dar să vedem dacă următoarele le avem în viața noastră. Și în primul și în primul rând este dragostea pentru Dumnezeu. Poate sunt lucruri care ni se par banale, lucruri despre care auzim mereu și mereu și mereu, dar sunt lucruri care trebuie să, așa cum spunea fiul lui Core, să stăm, să ne oprim și să ne gândim și să judecăm. Să vedem, într-adevăr, există în viața noastră. Există în viața noastră dragoste pentru Dumnezeu? În Matei, în capitolul 22, se spune că un învățător al legii l-a întrebat pe Domnul Hristos ca să-L ispitească, care e cea mai mare poruncă din lege. Și Domnul i-a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceasta se cuprinde toată legea și prorocii, toată Scriptura se cuprinde în porunca aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Îl iubim pe Dumnezeu. Sigur, eu în primul rând și
Dumneavoastră, fiecare, ar trebui să ne gândim, să facem așa o comparație doar între dragostea pe care o avem pentru Dumnezeu și dragostea pe care o avem pentru cei din familia noastră, pentru soție, pentru copii, pentru cei din casă. Fiecare, stați, opriți-vă, să știți că eu sunt Dumnezeu și vă cunosc, spune Domnul. Opriți-vă și comparați lucrurile. Scriptura spune, Domnul Iisus la un moment dat spune, dacă cineva nu urăște pe mamă, pe tată, pe frate, pe soră, sau dacă îl iubește mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, spune Domnul. Un alt lucru care confirmă credința mântuitoare și faptul că omul care are în viața lui aceste lucruri este mântuit, este pocăința de păcat. Sigur, pocăința, așa cum am învățat, are un act inițial, când Dumnezeu te smulge din lumea aceasta, dar pocăința este pe tot timpul vieții noastre. Toată viața noastră trebuie să ne pocăim. Apostolul Ioan în 1 Ioan spune că dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Și mințim. Mințim despre noi înșine. Suntem păcătoși, dar suntem păcătoși iertați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Suntem oameni care păcătuiesc accidental, nu niște oameni care se bălăcesc în păcat, cărora le place să trăiască în păcat și a căror fel de viață este păcatul. Dacă ne mărturisim păcatul, spune Apostolul Ioan, el este credincios și drept, ca să ierte vina păcatului nostru. Nu trebuie să apună soarele peste păcatul nostru. Trebuie să-l mărturisim. Dacă un om în viața lui practică lucrul acesta, mărturisește păcatul, se pocăiește de păcat și nu-l mai face prin puterea care vine de la Domnul, este un semn că omul acesta este mântuit. Apoi, smerenia. În Luca 15, ni se vorbește despre fiul rătăcitor. Și în versetul 21 spune cuvântul, fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Știți întâmplarea cu fiul risipitor? Gândiți-vă de la început. Cu ce tupeu a venit copilul ăsta să-i ceară tatălui averea? Ținând cont de contextul lumii în care trăia, prin aceasta dorea moartea tatălui, pentru că averea se împărțea doar după moartea tatălui, și-a luat partea de avere, a plecat, a tocat-o, a răbdat cât a răbdat și apoi vine și spune cuvintele acestea. Vă dați seama cât a trebuit să se smerească omul acesta? Cât a trebuit să se pocăiască, să zic așa? Să vină înaintea tatălui și să spună, tată, am făcut-o. Am făcut-o lată, am tocat tot, am pierdut tot, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, iartă-mă. Un om care nu știe să se smerească este un om mândru. Mândria este opusul smereniei. Și mândria, spune cuvântul lui Dumnezeu, că merge înaintea căderii. Mândria înseamnă eu. Eu pot, eu am făcut, eu am aranjat, eu am dres, eu am rezolvat. Eu. Aceasta este mândria. Pe când un om smerit este ca vameșul de la templu, care nu poate să spună decât, Doamne, ai milă de mine. Tu ești totul, fără tine nu pot face nimic. Dorința de a-L glorifica pe Dumnezeu.
Am învățat în ultimul timp că și darurile materiale, și banii noștri, salariile noastre, munca noastră, scopul principal este de a-L glorifica pe Dumnezeu prin ceea ce avem. Cuvântul lui Dumnezeu spune că orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus Hristos. Și prin aceasta aduceți slavă lui Dumnezeu. Fie că mâncați, fie că beți, cele mai banale lucruri pe care le facem în fiecare zi, să fie făcute pentru slava lui Dumnezeu. Lucrul acesta și gândul acesta ar trebui să ne facă foarte, foarte, foarte atenți cu fiecare cuvânt pe care îl rostim în timpul zilei, fiecare gest, fiecare lucru, absolut tot ce facem. Dacă vrem să aducem slavă lui Dumnezeu, să-L glorificăm pe Dumnezeu prin viața noastră, trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Cum trăim? Un om care trăiește în felul acesta arată că este un om mântuit. Și apoi, un ultim lucru care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este dragostea pe care trebuie să o avem, o dragoste fără egoism, o dragoste care se dăruiește pe sine, o dragoste care te face să ierți. În Matei, în capitolul 18, Petru spune cuvântul Domnului în versetul 21 că Petru s-a apropiat de Domnul Iisus și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. 70 de ori câte 7 face 490 de ori. Petru zice: până la 7? Și Domnul Iisus spune: nu până la 7, până la 490 de ori. Dacă ne gândim că cineva ne poate greși nouă într-o zi de 490 de ori, nu suntem realiști. Pentru că 490 de ori e 8 ore. Ori nu poate cineva să ne greșească 8 ore într-o zi. De aceea îi spune Domnul Hristos: nu, Petre, nu de 7 ori. Un om care iubește cu dragostea lui Hristos își iartă aproapele așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum v-am iubit eu, spune Domnul Iisus, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții, spune Domnul Iisus. Cei din jurul nostru prin aceasta vor cunoaște că suntem ai Lui, dacă ne iubim unii pe alții. Dar oare cum ne cunoaștem noi, între noi, dacă suntem ai Lui Hristos? În 1 Ioan, în capitolul 3, deci Domnul Iisus spune: în felul acesta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, că sunteți ai mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Deci dacă lumea va vedea că vă iubiți unii pe alții, vor ști că sunteți ai mei. Dar noi între noi, spune tot Apostolul Ioan în 1 Ioan 3 cu 14, că noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. E același lucru. În felul cum ne va deosebi lumea, în același fel ne vom deosebi și noi, adică ne vom vedea unul pe celălalt. Noi știm, spune Ioan, că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Deci dacă pe lângă cele spuse în prima parte,
care sunt de dorit în viața unui credincios, dar nu sunt absolut necesare. Dacă pe lângă acestea avem în viața noastră dragostea pentru Dumnezeu, pocăința de păcat, smerenie, dorință de a-L glorifica pe Dumnezeu și dragoste pentru frați care sunt obligatorii, dacă lucrurile acestea se regăsesc în viața noastră, avem acea dragoste, avem acea credință mântuitoare despre care vorbește Apostolul Iacov, avem acea credință care, prin care suntem mântuiți. Și în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să stăm, să ne oprim și să ne cercetăm fiecare dintre noi. Vedeți fiecare dacă sunteți în credință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.